Această rubrică vă este oferită de Sanador. Accidentul vascular cerebral ischemic acut se tratează în urgență prin tromboliză intravenoasă. Procedura presupune administrarea unei perfuzii ce conține o substanță care ajută la dizolvarea cheagului de sânge care blochează un vas. Cât de important este să se intervine rapid în aceste cazuri, discutăm cu doamna dr. Iulia Petre, medic specialist în neurologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum recunoaștem un accident vascular cerebral? Așa cum a spus și dumneavoastră, accidentul vascular cerebral este o urgență neurologică care presupune înfundarea unui vas de sânge în cazul accidentelor vasculare ischemice sau ruperea acestuia în cazul accidentelor vasculare hemoragice. Aceste procese patologice determină privarea de oxigen și substanțe nutritive a celulelor nervoase care conduc la moartea acestora. Simptomatologia diferă în funcție de zona cerebrală afectată și poate determina disfuncții neurologice variate, dar Societatea de Neurologie vine în ajutorul pacienților cu acronimul AVC pentru recunoașterea simptomelor principale ale accidentelor vasculare, și anume A, de la asimetrie facială, care se poate observa atunci când rugăm pacientul să zâmbească, V, de la vorbire incoerentă sau pronunțarea incorrectă a cuvintelor, C, de la căderea unui membru, și anume instalarea unui deficit motor sau o scădere de forță musculară la nivelul mâinii sau picioarelor. Când observăm aceste semne, este foarte important ca pacientul să apeleze serviciul de urgență 112 și să se prezinte de urgență la spital și să nu aștepte remiterea simptomatologiei. Ce este tromboliza? Tromboliza este tratamentul de elecție al accidentelor vasculare cerebrale ischemice aflate în fereastra terapeutică, adică se poate administra în primele 4 ore și jumătate de la debutul simptomatologiei. Ea constă în o perfuzie continuă cu o substanță fibrinolitică care durează timp de o oră, se calculează în funcție de greutatea pacientului și are lorul de a liza cheagul de sânge care a înfundat vasul respectiv și a restabili fluxul cerebral. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de tromboliză? În primul rând, pacientul trebuie să se afle în fereastra terapeutică de 4 ore și jumătate de la debutul simptomatologiei. În al doilea rând, trebuie să fie supus unui examen computer tomograf care să exclude o hemoragie cerebrală. Trebuie să nu fie cunoscut cu alte patologii care l-ar predispune la sângerări, cum ar fi ciroză, varice esofagene, tumori cerebrale, malformații vasculare cerebrale. Să nu fie urmat tratament anticoagulant în primele 48 de ore, să nu fi suferită intervenție chirurgicală majoră în ultimele 2 săptămâni, să nu aibă sângerări active sau fracturi deschise la momentul examinării. Ce mesaj le transmiteți celor care ne urmăresc acum? Timpul înseamnă creier, asta înseamnă că trebuie să se prezinte de urgență la spital când observă simptomele amintite anterior, pentru că cu cât așteaptă mai mult, cu atât există riscul de instalarea unor leziuni cerebrale permanente cu dizabilități pe termen lung. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Vă mulțumesc pentru invitație. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.